Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de PC Building Simulator. Oameni buni, astăzi avem un videoclip puțin mai special pentru că, din câte vedeți, m-am întors puțin așa ca să nu vedeți practic nimic. Știu că nu o să-mi vedeți ochii pentru că mi-am făcut părul și trebuie să merg să mă tun puțin ca să îmi fac practic partea asta de păr care vine aici și care teoretic ar trebui să fie creată și să fie mai mică, dar cumva mi-a crescut părul și gen nu mai stă cum trebuie. Mă rog, e un proces foarte complicat. M-am întors puțin cu spatele ca să nu vedeți practic unde suntem, însă, dacă o să mă întorc eu, suntem la Trinity, am semnat cu Trinity, o echipă de, tot așa cum a fost Vandals, doar că o echipă ceva mai bunicică. Vedeți că avem 9.000 de dolari, avem acolo 9.000 de, wait a second. Și ca să nu mă întrebați de ce am glug așa, ei bine, eu la scaun, chiar dacă nu cred că puteți să vedeți, deși eu încerc să vă arăt, dar nu cred că se vede, gen... Ideea e că am... Stați așa să nu-mi iasă perna. Ideea e că am o pernă aici la cap și gen având glugă, ideea e că nu pot să-mi țin capul exact cum vreau eu. Și practic tocmai de-aia mi-am și pus gluga asta gen așa, pentru că efectiv, dacă o las normală nu pot să stau cu capul efectiv așa gen. Când vreau să mă întind sau să fac o chestie de asta, de exemplu acum stau cu capul pe perna de la scaun. Și dacă vreau să fac chestia asta cu glugă, nu pot pentru că vine gluga pe acolo. Așa că am tras-o puțin pe cap, pentru că... Nu mă plouă, nu mă ninge, nu mă dastea în casă, dar am puțin loc pentru să stau și eu cu gâtul, să stau bine, să stau astea. Oricum, nu cred că vă deranjează pe voi neapărat, deși dacă vă deranjează, îmi pare rău, chiar îmi pare rău. O să încerc astăzi să îmi fac eu un calculator, pentru că vedeți că am calculatorul ăsta care nu e wow, adică ce dracu wow, ești nebun că e... Intel Pentium în el și o să vreau să fac un calculator mișto, avem 9.000 de dolari buget. Dar mai întâi de toate, avem un build de făcut și cred că o să-l facem pe ăsta după care o să ne ocupăm de calculatorul nostru. Sau s-ar putea să facem calculatorul nostru și după aceea să facem build-ul acela și cred că asta vom face. O să începem să ne facem calculatorul prima oară pentru că vreau să pun în el cam cei mai buni gen, efectiv. Chiar dacă nu joc eu e-sports și așa chestia astea, vreau să pun în el cam cei mai buni și o să-l fac pe... Nu știu dacă cei de la Nvidia, nu știu dacă avem aici ultimele plăci de la Nvidia. Nu de la Nvidia, de la Radeon. 2080, 2080 Ti, RTX-uri, Gigabyte, Asus EVGA, Zotec. Radeon. Bă, văd că avem ceva, uite, 5700 XT, deci practic ar fi, nu? Cred că astea sunt ultimele plăci de la Radeon, dacă nu mă înșel. Cred că astea sunt ultimele. În fine, eu oricum o să-l fac pe Intel, o să mergem pe Intel și o să mergem pe i9, 10900 car fi, cred că 10900 car fi, nu? Sau care ar fi? 10900X, 10900K... Și pe care să-l luăm noi. Teoretic cel mai puternic ar fi 10.000. Dar astea cred că necesită de alea speciale gen. Și nu vreau neapărat speciale. Vreau adică nu vreau sochetul ăla special gen cum e la Threadripper. Vreau sochetul normal, ca să zic așa. Așa că o să mergem pe i9 10900K. La cooling cred că deja se știe mare în ZXT Kraken S73, pe care aparent l-am în inventar, așa că nu o să mai cumpăr unul. La motherboard nu știu exact procesorul ăsta ce. i9 10900, 10900K e socket de 1200. Hai să vedem 1200. Cred că o să luăm pe care să o luăm noi. Cred că o să luăm pe asta. Cred că o să luăm pe asta, chiar dacă asta e mai scumpă, bine, la același preț, gen la asta ai două sloturi de placă video, cred, și de 4 sloturi de RAM, asta ai doar 2 de RAM și una de placă video. Așa că o să luăm pe asta frumos acolo. La memorii o să mergem pe... E greu la memorie, aici e puțin greu, dar cred că o să iau pe ăștia de 4800 de MHz, chiar dacă n-ai nevoie de atât în niciun caz. Sau poate să-i luăm pe ăștia cu diamant pe aici. Ar merge, sincer. Dar parcă ești la păștea silver. G-Skill, ia. Hai să luăm de la G-Skill dacă tot e să luăm. Dar nu vreau 32 de giga, uite, cred că ăștia...
De fapt, plăcuțele alea sunt doar de 32, nu uite, văd că sunt și de 16, deci e ok teoretic. Trebuie să nu mai țin mâna pe aici, că s-ar putea să nu mă auziți dacă țin mâna pe la, pe la microfon. 1, 2, 3, 4, luăm 4 bucăți de-astea. Placă video, cred că se știe, o să luăm un 3090. 3090, putere rău de tot. La astea o să iau un M2 doar. Un M2 de 2 tera, țuț, n-ai nevoie de, de altceva. Sursă de 850 de vai. Sunt cam scumpe sursele astea, stai așa un pic. Sunt cam scumpe, scumpicele pe aici. Sursă de pe la Corsair, cred că m-ar ajuta. Deși nu una foarte, foarte scumpă. Antec pe acolo, Corsair, uite. Asta cred că de 805 de W ar trebui să mă ajute destul de, destul de mult. Așa că o să luăm pe asta. Iar la carcase aici avem cred că mai multe variante. S-ar putea să avem și niște carcase. Oh, damn cum e asta. Damn dude cum e asta. Sau asta. Și cred că, cred că o să facem în asta. Nu știu de ce, dar white-ul ăsta, guys. Eu sunt înnebunit după alb, gen. Adică nu știu dacă se... Bine, nu se prea poate vedea, dar gen am efectiv hanorat cu alb. Mobila de la mine în cameră care va fi gen viitoarea mea cameră o să fie efectiv toată albă, cam toată camera o să fie albă, gen sunt efectiv înnebunit după alb. Chiar dacă e, nu știu, culoare foarte greu de întreținut și așa, chiar îmi place super mult albul. Și gen, asta arată mai elegant, Deadstick H700i de la NZXT, dar în același timp și asta de la Rheinsteck arată super mișto. Așa că momentan le avem pe astea două. Oricum vreau să fie albă, asta e clar. Vreau o carcasă albă, gen. Asta 100% e, e butut în cuie. La restul nici nu o să mă uit chiar dacă arată bine. Nu vreau, nu le vreau. Nu le vreau, efectiv. Deja astea le știu, carcasele astea, cât de cât. Erau și în versiunea, în versiunea anterioară pe care am jucat-o eu. Asta nu arată wow. Deci avem de ales între, între carcasele astea două, de la NZXT și de la Rheinsteck. Deși mă tentează să-mi fac build-ul ăsta. Chiar dacă NZXT-ul e mai elegant, așa un pic e mai așa. Totodată, nu știu, s-ar vedea mișto 3090 ăsta în NZXT. Are panou gen mai, mai mișto. Oricum o să, o să iau și carcasa asta și gen... nu știu, probabil o să fac un build în ea sau ceva. Sau să o las. De fapt nu, hai că momentan, momentan o lăsăm. Momentan o lăsăm, o să-i dăm semn de delivery. Pentru că deja vreau să le luăm și ne punem pe montat aici frumos. Totuși, aș fi putut poate să fac un custom water cooling, dar nu vreau să fac chestia asta. Apropo, avem trofee, chat. Avem multe trofee pe aici. Avem trofeul ăsta de la Vandals, de, de la Gresh, de Heart of Stone League. Pe aia care avem de la Fort Fight, tot de la Vandals, de la MJ și de la Picard. Iar aici avem unul de la Blade Sasha, de la Trinity, de la Soccer League. Voidex ne-a dat aici tot pentru Soccer League și practic... mai avem un dralitu tot de, tot pentru Soccer League, Soccer League. Score League, mă rog, ați înțeles voi ideea. Teoretic din ce știam eu, cred că săptămâna asta avem counter, nu? Strabe go match 1. Da, deci săptămâna asta o să avem meciurile de counter, guys. Acum aș vrea să știu pe unde trec, cum e carcasa aia. Alo, aici? E asta? Asta, uite asta. Ia, cum arată? Damn, dude, arată bine. Deadstick. Bă, n-arată rău, dar... Nu știam care e chestia asta aici. What the fuck, mate? Ok, fuck it, nu-mi place. Nu-mi place pentru care e chestia aia acolo. Bun, hai să luăm și carcasa. Atunci iau carcasa la altă. Gen, uite, asta și cam, cam aia e treaba, semn de delivery. Și cam atât. Am crezut că o să arate mai bine carcasa de la NZXT, sincer, dar nu mă dă pe spate. Chiar nu mă dă pe spate. Încă în asta ar trebui să... A, bine, dar am un calculator ușor de făcut, mă. Nu trebuie să fac în aia neapărat. Ok, that... Wow. Wow, 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 wow. Wow, dude, cât de bine arată, n-ai cum. N-ai cum cât de bine arată asta, nici pe care nu știu pe unde dracu se montează în aici, nebun. Habar n-am pe unde ar trebui montată placa. What the fuck, mate? Pe unde s-ar monta placa de bază în asta? Aici? Da, mă, uite, aici se montează placa de bază. Ok. De fapt, vine pe partea asta. Ok. Cabluri, cabluri, cabluri. White. Cabluri white. Bun, acum am avea noi procesorul, nu? I9.
Perfect. După care avem ăsta și o să-i punem CPU cooling-ul ăsta. X73 ar trebui să-i mai demontez niște chestii de pe aici, aparent. Ia, hai să vedem. Stai mă, păi și de ce nu vine aici? What the fuck, păi și gen nu poți să pui, înseamnă că nu poți să pui eu... Well, that's a bit boring. Teoretic. Înțeleg că n-ajung alea acolo. Sau care-i treaba? Ea s-ar putea să n-ajungă. Putea să n-ajungă și în cazul ăsta cred că o să facem un custom water cooling. Because n-avem ce să facem. Ne-ar trebui radiatoare. În cazul ăsta nu o să iau 3 pentru că nu sunt sigur că o să meargă, o să iau doar 2 radiatoare. Să răcingem cu 2 radiatoare. Un rezervor ceva. Nu vreau nici pe cel mai urât, nici pe cel mai mișto. Uite ăsta white. Ar trebui să fie ok. CPU block ar trebui să fie tot white sau silver, dar o să le iau silver. Și merge și pe ăsta nostru, ceea ce ok. La plăci video nu vreau să fac, nu vreau o placă video de aia. E ok, white, flexible, ok. Și conectori tot albi să fie, nu? Da. Colant ar trebui să avem, deci ok. Și o să-i dăm semn de delivery. Nice. Very nice. Și uite așa facem și custom water cooling dacă e până acolo. Dar n-are nimic. Da, zâmfit. Genial. Genial, genial, genial. Bun. Hai să luăm alt radiator. Deci ăsta nu încape. E de 280 de mm. Ăsta e de 240 de mm. Ăsta ar trebui să încapă. Ok. Deci ăsta chiar ar trebui să încapă. Am tendința să mă duc acolo, deși nu trebuie să mă duc acolo. După astea, da, uite ăsta încape, ceea ce e ok. O să-l punem, unde să-l punem noi? Punem aici, ha? E ok? Cred că e ok. De ce dracu vine cablul ăsta așa? Nu înțeleg. Cum ar trebui eu să-mi pun... Stai așa să montez și ramii, dacă tot e până acolo. Uite. Așa, perfect. Hai să mergem aici la memory și să luăm plăcuțele astea, pentru că după aia mi-e frică că gen n-o să efectiv n-o să pot să mai bag plăcuțele de RAM. Nu vreau chestia asta. 2 3 și vine și a 4. Bun. Acum cabluri se conectează, nu? Da, e ok, bun. Dăm aici și aș vrea să mă uit la rezervor. Rezervorul teoretic îl putem monta și pe el și se montează chiar mișto aici. Și avem și CPU blocul ăsta care se montează și el destul de bine. Acum la piping nu e o treabă aici că ne trebuie chestia asta. Și aș vrea și white flexible chestia de asta. Bun. Și atunci nu mai știu exact cum era treaba asta. Mi se pare că trebuia pleca. Deci ăsta ar trebui să meargă aici. Ăsta ar trebui să meargă la ăsta. Și ăsta ar trebui să revină la ăsta, nu? Gen radiatorul ăsta ar trebui să fac să vină așa. Deci cred că așa vine. Acum nu mai știu exact cum puteam să fac eu. Știu că mergea cumva modificat, modificate astea, mergeau cumva modificate dacă nu mă înșel. Deși e posibil să mă înșel totuși. Dar mi se pare, aveam impresia că puteai să modifici cumva astea, deși nu mai știu cum. Chiar nu mai știu cum. Gen dacă ții shift-ul cumva, control, nu merge. Nu știu dacă mai știți voi cumva cum se puteau modifica țevile astea sau... De fapt, da, efectiv, cum se putea modifica țevile astea, că știam că parcă cumva mergea, dar nu mai știu cum. În fine. Hai să mergem mai departe, o să mergem la... Hai să punem storage, să punem M2-ul ăsta, care ar veni, uite, fix aici, perfect. După care o să punem power supply-ul, pentru care ar trebui să desfacem chestia din spate și să-l montăm aici. Well, vezi că arată tank. Începe să arate din ce în ce mai bine chat. Case fan-uri ar trebui să am pe aici de la... Asta de la Corsair. Ceea ce nu e rău dacă mă întrebați pe mine. Dar nu știu pe unde ar trebui să le monte. Aha, uite, merg montate aici.
Well, that's nice. Dacă închizi asta, mai merg montate, cred că ar trebui să meargă, nu? Da, merg încă, ceea ce e bine. E chiar ok. Bun, deci avem și trei d-astea. După care, nu înțeleg aici pe spate ce ar trebui să... Să poți să pui gen ventilator, oricum nu cred că poți să mai pui. Acolo nu merge. Hai să ne mai uităm un pic pe aici. Pe aici prin spate, deși nu prea văd pe unde ai putea să pui pe aici. Și nu cred că merge să faci chestia asta, așa că... Mă gândesc că așa rămâne. Și practic, teoretic, pièce de la resistance ar fi acest RTX 3090 pe care ar trebui să-l punem noi. Să-l punem noi unde să-l punem, că văd că nu mă lasă să mă lăjeană. Cum se punem ăsta? De fapt, ba da, vezi că... Bă, dă mă, dracu, nu pot să cred că placa video vine aici, ești nebun? Păi în cazul ăsta chat... În cazul ăsta chat... Nu știu dacă o să meargă, dar aș vrea să fac o nebunie. Sincer, repet, nu știu dacă o să meargă, dar aș vrea să fac o nebunie. Mai am ceva bani, ok, aș vrea să fac nebunia asta. Oricum, v-am zis plăcile astea, gen... Și dacă nu, îmi vin mie aici, perfect. Da, mă, tată, mă. Da, vine perfect, chat. Vine perfect! Perfect vine să moară Jana, n-ai cum. Mă gândesc că chestia asta nu se poate schimba, nu? Gen... Da, din păcate, asta galbenă nu am cum să o schimb. But... Mamă, chat, cum arată. Incredibil de mare să moară. Dar, de fapt, mi-ar trebui eu de asta de 1200 de vați. De ce mă cac pe mine? Cam 3090-uri. Hai să vedem sursa asta. Ce ziceți? Încape aici? Încape. Și acum hai să vedem și... Da, mă, uite, o sursă de asta avea nevoie, chat. O sursă de asta ne trebuia nouă, chat. Bun. Și acum, teoretic, dacă băgăm și ăsta, acolo ar trebui să fie bine, ar trebui să închidem și noi alea. PC parts, trebuie să-i pun aici în spatele ăsta, dar nu știu dacă pot cu... De fapt, ba da, vezi că merge și cu ăla așa. Cumva, nu știu cum a mers, dar a mers. Ar trebui să pun sticlele peste tot, nu? Sticla acolo, sticla aici. După care ar trebui să vină ăsta. Ăsta vine aici, mă? Da. Ok, vine ăsta acolo și vine ăsta aici. Și chat. Nu știu dacă sunteți pregătiți de prima cheie, însă modificăm și noi puțin monitorul ăsta. Luăm și noi o tastatură de asta albă, luăm și noi un mouse alb. Dacă să fim aici pe ton, pe felie. Și luăm un mousepad de ăsta de la HyperX. Ok. Chat, sunteți gata de prima cheie? Chat, vreau să facem o chestie, vreau să facem o chestie. În turn off, să lucrăm așa puțin pentru întuneric, pentru că... Mamă, dude. Bă, dar de ce e colant? What the fuck? E colant roșu? E... I-am pus negru, dude! I-am pus fucking negru! Ok. Ok, dacă e roșu, atunci... Ok, lăsăm roșu... Știam că am pus negru. What the actual fuck? Mă rog, nu contează, o să facem o chestie, să instalăm 3D Mark-ul logic, o să instalăm o CCTU pentru că vreau să văd temperaturile și teoretic ăsta de lumini pentru că ar trebui să vedem pe acolo cu lumini și chestii și ar trebui să fie totul ok și gen, cred că videoclipul ăsta o să facem de acolo la turnul nostru pentru că mai avem niște teste de făcut și o să ajungem la 30 de minute, cred, așa că n-are rost să ne lungim ăsta. Bun, deci hai să dăm un OCCT mai întâi, pornim o CCTU să vedem. Deși n-ar trebui să aibă vreo problemă pe aici, o să urce ceva, 85 de grade cu water cooling, e relativ decent. Evident, astea o să le facem albe. Bă, static, bro. Static alb. Cum arată să moară genă? Static alb, mamă, cât e de frumos tot aici. Mamă, cât e de frumos totul, chat. Uvaleu! Bă, deci arată prea bine, sincer, arată mult prea bine chestia asta. Chiar arată mult prea bine nebunia asta de carcasă. Gândiți-vă că o să vină acolo, gen, efectiv, nu o să se vadă foarte mult din ea, dar o să arate super mișto bun. Deci la OCCT cam atât asta, nu? 85-86 de grade, l-am lăsat aproape un minut, ceea ce e ok. Și avem aici două plăci de bază de la Nvidia, RTX 3090. Instalate de 24 de giga fiecare, adică una de 24 de giga, amândouă la un loc au 48
de giga. Chat, te-ți pregătiți, chat. Mamă, să moară Jana. Câte puncte credeți că o să scoată chat un PC de ăsta? $25,000, mă, încărțești sufletul tău. $25,000. Ai, de viața mea, i9-10900K cu 3090, mă rog, 2-3090-uri. Nu mai zic nimic, e jale, mă, chat, mă, e jale. S-a terminat cu PC-ul ăsta, efectiv. Hai să mergem aici să selectăm și noi un wallpaper de ăsta pentru ecran. Și după aia să mergem să punem PC-ul ăsta unde e locul. Că, practic, e cam gata, teoretic. Nu prea am avea ce să-i mai facem mai mult de atât. Doar că o să mă duc eu aici, o să dau pe la custom și o să mă uit pe aici să văd. Ok, am o poză aici cum am luat campionatul cu Manchester United. Așa că o să o pun pe asta. Gen, efectiv, am găsit-o în calculator și gen, o să las aici. Ar trebui să-mi starez și toate astea ce mai sunt pe aici. Efectiv, am să reînșir pe toate pe ecran să fie acolo. Pentru că nu știi niciodată când ai nevoie de ele, gen, bine, eu de GPU și de astea nu prea am nevoie și jocurile nu o să le instalez, dar restul să fie acolo pe ecran. Bun, și cred că a venit momentul să-l luăm pe puiul ăsta de aici. Îl dăm jos, efectiv. Power off și zic să mor tu că nu pot să-l iau. Ok, deci aparent mi-am dat seama că efectiv nu pot să lucri de pe ăsta. Adică nu pot să-l iei jos pe ăsta, așa că, având în vedere că avem 3 de astea aici, eu nu o să fac 3 PC-uri simultan niciodată, puiule o să rămâi aici, efectiv. Și efectiv o să rămâi aici. Și o să stea aici PC-ul nostru minunat, pentru că efectiv în partea aia nu pot să-l pun, așa că o să-l las acolo. Oricum aici trebuie să recunosc că arată și bine. Gen, efectiv chiar arată bine, dude. Dude, chiar arată bine, dude. Chiar arată super, super mișto. Sincer, chiar arată mega, mega mișto calatorul ăsta. Da, oameni buni, cam atât ar fi cu acest videoclip din seria noastră de PC Building Simulator. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton. Azi de uitați că pe nu puteți găsi și pe Instagram. Instagram-ul jos în descriere dacă vreți să intrați să-mi dați un follow. Eu am fost Dani și ne auzim la următorul videoclip. Bye, bye!